și așa mai departe, dragostea lui Dumnezeu e lângă noi. Și zicem, simt dragostea lui Dumnezeu. Simt, e aproape de mine. Simțiți și voi că Dumnezeu m-a binecuvântat. Îl simt pe Dumnezeu. Dacă nu te înțelegi cu părinții, când scad pensiile, când scad salariile, când îți pierzi locul de muncă, când moare cineva, când apare o boală, ce simțim fiecare dintre noi? Că noi și dragostea lui Dumnezeu suntem în direcții total opuse. Mi se întâmplă? Mi se întâmplă. În al doilea rând, simțim de multe ori că atunci când facem ceva bine, facem voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește. Și suntem în apropiere cu El și zicem, da, Dumnezeu mă iubește chiar dacă trec prin greutăți, dar am făcut ceea ce trebuie. Dar atunci când păcătuim, sentimentul de rușine ne face să zicem, da, dragostea lui Dumnezeu a plecat iar de la mine. E departe rău. N-are cum să mă mai iubească Dumnezeu. Și avem Satan în urechile noastre care zice, Dumnezeu nu te mai iubește. Ai păcătuit, cum să te mai iubească? Uite așa, suntem departe de tot. Dar haideți să vedem ce scrie Scriptura despre dragostea lui Dumnezeu, despre aceasta. Dumnezeu ne-a dat o dragoste de plină, din moment că ne-a dat libertate să ne numim copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu, Creator al Universului, am zis cât de mare e Universul, deci acest Dumnezeu, al stelelor și al planetelor, îmi zice mie, Cătălin, și mă zice pe la fiecare în parte, tu ești fiul meu. Și ne mai dă o misiune și o încredințare. Și voi demonstra această promisiune printr-un super lucru. Am cel mai bun din viață care m-am spus să găsesc. Cred că așa se zice. Dacă mă arăt și eu, cred că acolo. Da, am găsit. Dragostea lui Dumnezeu ne zice așa. În primul rând să-mi distrugeți amul, nu? Ce ne zice în Romani? Trebuie să deschideți în Romani, capitolul 8, versetul 38, cei care aveți Biblia la îndemână. Romani 8, de la 38 la 39. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, adaug eu, nici criza, nici răufăcătorii, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să vă despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ca să mai adaug la efect. Dragostea Domnului Iisus Hristos s-a arătat și pe cruce. Voi veni aici în față că să nu-ți distrug amvonul. Pe lângă faptul că dragostea ne-a promis-o, dragostea lui Dumnezeu s-a arătat și prin cruce. Nu numai că ne-a promis că nimic nu ne va despărți de El și că va fi întotdeauna lângă noi, dar ne-a arătat asta și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. A zis, nimica, prin cuiele de la Golgota, nimica nu te va despărți de dragostea mea. Fie că îți merge bine, fie că îți merge rău, fie că ai făcut lucruri bune sau că ai făcut lucruri rele. Eu sunt acolo lângă tine. Nimic nu vă poate despărți de dragostea mea. Decizia de a o accepta e a fiecare dintre noi. Ea este fix aici, lângă noi. Dragostea lui Hristos e lângă noi. Dumnezeu ne-o promite și ne-o demonstrează prin jertfa lui Hristos. Dar tu ce vrei să facem? Să zicem, da. Sunt de acord.